Astăzi primim și vă prezint Mazda MX-30 REV, adică Mazda MX-30 Plug-in Hybrid. Astăzi și mâine o să ne jucăm cu Mazda MX-30 Plug-in Hybrid. Vom vorbi despre interior, despre calitatea fabricației, despre modul în care te simți la volan și despre, hai să zicem, despre consum, deși exteriorul, așa cum sper că v-am obișnuit, n-am să fac niciun comentariu asupra lui, deși în cazul de față aș fi tentat să-l comentez, pentru că îmi place foarte tare. Așadar, aș zice să începem. Așa ne primește mașina și dacă sunt șofer, am loc liniștit. Ceea ce nu înțeleg eu este de ce ar trebui să pun o mașină preponderent electrică, toate comenzile electrice, adică drept consumatoare de curent. Însă, da, dacă vrei să fii cu adevărat boier, ești boier. Exact ce vă spuneam, ce se vede, bordul, comenzile pentru multimedia, comenzile pentru climatizare, chestia asta pentru cutia de viteze, moduri de condus, comenzile multimedia din nou, spațiu pentru pahare. Ce interesant e că astea acoperite cu plută au dublu rol, fie închid cotiera asta de aici, fie am închid asta pentru pahare și fac un spațiu frumos, destul de elegant. Ce îmi place mie cel mai mult la consolă este partea de aici, unde am spațiu, am o priză de 220, am un USB-C, un USB normal și destul spațiu pentru bagaje, așa cum am mai spus. Totul e acoperit cu plută. E interesant, aș zice eu, din punctul ăsta de vedere. Thank you.
Dar ce remarci? Remarci faptul că mașina e silențioasă. Remarci faptul că ai o grafică extraordinară. Remarci faptul că ai niște display-uri cu o rezoluție fantastică și o grafică pe măsură. Remarci faptul că ai niște scaune pentru șofer și pasageri confortabile care te îmbie la mers. Nu. Ceea ce trebuie adus în discuție este faptul că ușile astea se deschid destul de ciudățel. Astfel încât în spate, dacă ne uităm, da, ai loc, doar că un pic mai greu. Adică asta e și scaunul așezat pentru mine ca șofer. Și aici sunt eu. Ceea ce trebuie specificat este faptul că dacă ușa pas șoferului e închisă, eu nu pot să deschid asta. Și în situația asta am o mare problemă, în sensul că ar trebui să ajung acolo să deschid ușa. Pot. Urcăm pe aici. Mergem în spate și deschide ușa. Domnule, deschide ușa automobilului. Nu merge. Trebuie să te duci să închizi pe aia și atunci e asta. Care dincolo de glume, îți folosește să poți să te dai jos. Dar în schimb, pasagerul de aici, n-are. Așa că, el are, dacă vă uitați, el are aici. Apropo de uși și de ce se întâmplă, este ușa șofer, ușile din față nu se închid dacă ușile din spate nu sunt în poziție. Asta vine în contrapartidă și cumva mai îndulcește din faptul că nu poți să deschizi ușa din față ușa din spate fără cea din față. Nu că te-ar ajuta dacă ești pasager în partea din spate, dar măcar e așa, o senzație de echilibru, să zicem. Și cam așa te simți când ești la volan. Ești cumva, pe mine mă duce cu gândul la relaxare. De asta am și ales zona asta. E liniște. Asta e senzația pe care mă dă mașina asta. Liniște. La drum o să mergem pe șoseaua asta, pe care am mai încercat și alte mașini și vedem cum se manifestă. Înainte de a merge pe drum întins, drum național, să vorbim puțin despre motorizarea mașinii, care din punctul meu de vedere este oarecum revoluționar și cu siguranță este unicat în momentul ăsta din câte mie cunoscut. Respectiv, MX-30 REV plug-in hybrid este de fapt Mazda MX-30 cu motor electric inițial, care nu putem să spunem că a performat în termen de autonomie. Sau undeva la 200 de kilometri autonomie declarată, un preț de pornire de vreo 30 și ceva de mii, astfel încât devenea inutil. În contextul ăsta, inginerii de la Mazda ce au făcut? A luat mașina cu motorul electric și au atașat un motor rotativ de tip Wankel, care are rolul de generator de curent pentru motorul electric care pune în mișcare roțile de pe puntea față. Se pare foarte tare. Acum, dacă observați, suntem la un început de A3 și doresc să vă amintesc faptul că mașina are peste 80-90 de km pe oră. Se aude inclusiv motorul rotativ care încarcă bateria, pentru că este setat în așa fel încât să încarce bateria. Ce aș putea să spun? Este de-a dreptul excelent. Ceea ce auziți acum este motorul care încarcă bateria. În general, când mașina este oprită, motorul
se opre, motorul termic se oprește și el. E foarte tare, ce să zic. Din punct de vedere al consumului, am luat mașina asta la plimbare cu un consum de 5,5. Nu știu exact cum mersese, ce făcuse mașina, însă atât avea, un consum de 6, un consum de 5,5-5,6 litri de benzină la 100 de kilometri este dat pe bord și un consum de 22,8 kWh la 100 de kilometri, de asemenea indicat pe bord. Acum, după ce am chinuit-o eu prin oraș, mașina indică un 6,1 litri de benzină la 100 de kilometri și un 23,1 kWh la 100 de kilometri. Chinuită, a mers mașina, în fine, de în felul în care merg eu, constant. Nu pot să zic că am alergat-o, dar nici nu pot să zic că am menajat-o. În același timp, cu cifrele astea, îmi indică un 175 de kilometri autonomie totală, ceea ce tu pot să spun că avea, mi-a arătat undeva la 260 de kilometri autonomie totală în momentul în care am preluat-o de la Ariana. Am mers aproximativ 100 de kilometri. Ce să zic, e acolo. Nu pot să spun că e o autonomie extraordinară, sincer vorbind, dar cumva să am 6,1 consum în oraș, mașina e wow. Pe de altă parte, ceea ce mi se pare ușor, nu neapărat ipocrizie, dar mi se pare cumva o ironie a sorții. Am mașinile, MX-30 electric, este la același preț cu MX-30 plug-in hybrid, adică asta. Statul îți dă, dădea anul trecut, îți dădea anul trecut discount pentru o mașină electrică 11.500 de euro aproximativ. Pentru un plug-in hybrid îți dădea 5.000 și ceva. Scăzând în același preț, deci vrei autonomie, plătești mai mult. Asta în contextul în care mașina, de fapt, inclusiv asta, este practic o mașină electrică. E o mașină electrică cu o autonomie declarată de 90 de kilometri pe electric până la reîncărcare, cu un timp de încărcare la priză destul de scurt, undeva la jumătate de oră, mai mult de 80%, o să las niște date tehnice și modul în care sunt calculate ele în finalul clipului. Și pe lângă asta, cumva mașina asta mi se pare mai interesantă, dar totuși devine mai scumpă. Nu înțeleg exact de ce, dar mă rog. Concluzionând, este un MX-30 standard, mă rog, un MX-30 electric, căruia este atașat un motor Wankel, motor rotativ folosit pe Mazda RX-8 acum ceva vreme. De-aia eu și zic că mașina asta este un tribut adus Mazda RX-8 pentru că avem ușile de tip Butterfly sau ceva de genul ăsta, cum îi zic eu, ușile care se deschid precum limuzinele. Deși, dacă mă întrebați, nu sunt neapărat cele mai practice. Dar am ușile așa, am cumva stopurile care mi-aduc aminte de mașina aia și motorul pe care îl folosea mașina. E adevărat că atunci nu a fost la momentul RX-8, nu era, n-a fost chiar cea mai bună soluție de deplasare termică. Adică n-a fost cel mai bun motor pe românește, ca să nu mai bate în câmpii. Însă a făcut istorie pentru că era ceva diferit, era cu totul altceva față de ce eram noi obișnuiți. Da, cam asta e mașina. Motorul ansamblu are aproximativ 165-168 de cai putere, un cuplu de 260 de Nm, o cutie automată, să zicem, care am observat că nu este la fel de zgomotoasă precum celelalte, precum CVT-urile. Este extrem, e chiar silențioasă și mi-a plăcut mult treaba asta. Indiferent că e în sarcină, că e în deplasare constantă, că e în accelerare, în decelerare, cutia este
foarte silențioasă. Foarte mișto. Suspensiile, cum spuneam, sunt ok. A, apropo de chestie, de tehnologie și de lucruri deștepte făcute la mașina asta, hai să observăm ștergătoarele. Nu mai stropesc pentru eficiență. Ele au cumva o conductă care nu îmi împrăște apa. Sau, mă rog, soluția de pentru spălat parbriz. Să vorbim puțin despre confortul mașinii este. Ce înțeleg eu prin confort? Înțeleg așa. Modul în care mă simt la volan, modul în care stau pe scaun, cum se simt și cum aud zgomotele în habitaclu și modul în care sunt îmbinate materialele. Și anume, avem plastic tare, avem plastic moale, o spumă, avem pâslă, avem plută și piele ecologică. Toate astea sunt îmbinate în așa fel încât cumva mașina are o tentă de retro pe care eu o apreciez ca fiind excelentă. Să revenim la confortul interior. Scaunele din față au o profilare extraordinară. Pot să apreciez că eu ca șofer sau ca pasager în partea din pe scaunul din dreapta șoferului sunt foarte, mă simt confortabil. Nu am, efectiv n-am nimic de reproșat. Nu la fel stau lucrurile și pe scaunele din spate. Accesul se face destul de greu. E construită pentru două persoane. E construită în jurul șoferului și a pasagerului. Dacă ne uităm, totul are legătură cu ei. Pasagerii din spate cred că pot fi transportați numai ocazional. Observ că direcția îmi dă un bun feedback al drumului. Observați, da? Am oprit, motorul se oprește și el. Pornim, pornește și motorul pentru că i-am dat să se încarce până la 100%. Și el știe că are treabă. În momentul de față, cât am stat și am povestit și am scris filmat, mi-a adus bateria principală la 60%. Asta înseamnă un 30 de kilometri autonomie. Deci 100% înseamnă un 60-70 de kilometri autonomie. Față de cel raportat sau cel relatat, cel pus la dispoziție de către producător de aproximativ 90, este decent. E decent, să zicem. Ce îmi place și ce nu îmi place. Așadar, îmi place la mașina asta designul exterior, aerul retro pe care mi-l inspiră. Îmi place partea din față pentru șofer, mă rog, comenzile și tot ansamblu față. Îmi plac toate cele trei display-uri, îmi place rezoluția lor, îmi place modul în care sunt gândite și mai ales îmi place grafica. Îmi mai place cum stau la volan, îmi mai place cum sunt suspensiile setate și cum infiltrează gropile. În principiu îmi place cam totul. Nu-mi place în mod deosebit cum stau pasagerii din spate. Nu pot să zic că mă încântă foarte tare spațiul din portbagaj și la fel nu mă încântă foarte tare nici partea de autonomie. În schimb, are multe alte lucruri. Dacă privești mașina ca pe o mașină, ca pe a doua mașină și ca mod de deplasare în oraș, mi se pare de departe
cea mai elegantă și cea mai interesantă opțiune. E drept că prețul e pe măsura eleganței. Și concluzia, mașina asta pentru o familie formată din două persoane care se deplasează preponderent în oraș, mi se pare wow. Mi se pare foarte interesantă, mi se pare altceva. Una peste alta, mulțumesc pentru că m-ați urmărit din nou. Apreciez orice like și orice abonat, orice abonare nouă. Sper să vă placă, lăsați-mi în comentarii ce mai vreți să vedeți sau ce nu vreți să vedeți din ceea ce fac eu. Astfel încât clipurile pe care le postez să fie din ce în ce mai aproape de ceea ce își doresc oamenii care mă urmăresc. Toate bune! Mulțumesc frumos!